că odată dizenteria și în mine, că probabil condițiile în care am trăit, eu n-am mâncat așa. Dar pe parcursul șederii în Stoienești, m-am îmbolnăvit de un soi de dizenterie care se putea vindeca cu cărbuni. Și atunci, cum eram noi înconjurați de... eram organizați în brigăzi de 50 de oameni, ca la Auschwitz. Pe firma lagărului nostru, a coloniei, scria tot așa. Când la nemți scria la Auschwitz, Arbeit macht frei. Munca te eliberează. Așa scria și la copii identici. Și am ochit soldații care ne păzeau, că erau câte doi cavalerii și patru ostași și doi câini. Asta era formația de pază. Făceau foc. Și într-un loc unde erau mai apropiat de linia noastră, când aveai voie să treci de o anumită linie, am ochit un foc din ăsta, care era mai potolit o leacă, și am băgat, am mers până să mă someze, să stai, așa ceva. Eu am ajuns că aveam câțiva metri, rapid am băgat mâna în foc, am ieșit de acolo cu o mână de jăratic și am început așa, arși cu foc și fără foc, că cum ajungeam în zona deținuților, îmi lua din mână alții. Și am înghițit ce am putut, cât am putut, restul mi-a luat ceilalți și nu m-a pușcat. Și m-am salvat în felul ăsta. Da, dar de unde știați? Erau doctori în... Eram cu doctori acolo. Da, și v-au spus că ar trebui să... Mi-au spus la plecarea din Gherla. După aia, n-avea ce să ne mai învețe, că erau determinate condițiile în care trăiei. Ce hrană era acolo? Hrana, cine se aducea, în orice caz, imposibilă. Zeamă, varză, arpacașul era iarăși de bază. Nu era carne, nu era... Alimentația era sub orice, eram destinați morții. La câte kilograme ajunsese rați? Nici nu mai țin minte. Că nici nu m-am analizat. Nu țin minte să mă fie analizat în momentele respective. După aceea, de acolo, am trecut la construirea digului. Este un dig îmbrăzmuitor a Bălții Brăile. Și avem pe dig, 3 metri cubi. Unii, ca mine, mai făceau câteodată în urmă, dar mai trișam în cifre. Noi lăsam martori. Venea la sfârșitul zilei și se măsura cât ai făcut, că ei aveau nevoie pe fiecare să știe cât au făcut, asta te poate pedepsi pentru nefacerea normei. Când intrai în colonie, eram separați ca oile. Ăla trece în stânga, la dreapta, Pentru a fi bătuți. bătuți și băgați la așa zisa neagră. Era mereu pedeapsa asta, unde nu-ți mai dădea mâncarea respectivă până când nu te scotea. Depinde câte zile erai pedepsit sau... Ați fost des bătut? Acolo în colonie te bătea pentru orice. Nu zic pentru neefectuarea muncii. Eu nu. V-am spus că mai făceam, mutam marturii aia. Da, adică Doar țărușul ăla, nu? nu-i țăruși. Sau ce? E din pământ, că pământul era lutos, se pleta la forme. Și că săpai cam un strat de 20 centimetri și lăsai într-un loc punctul de pornire cu înălțimea săpăturii. Așa, dar ăla îl mai mutam în altă parte până când ajungeam la cantitatea respectivă. Iar oamenii în vârstă nu puteau face normal asta. Ei cădeau victime permanente.
Și apoi mai ajutam ăștia care puteam, care eram mai o leacă mai zdravi, așa. Și la Luciu Giurgeni a stat în BAC? La Luciu Giurgeni, în BAC am fost, da. Era pe malul Dunării, BAC-ul era îngrădit acolo porțiunii, așa am stat, am simulat criza de apendicită. Mm-hmm. Apendicită. Cum a fost asta? Acută. Păi am lucrat puternic prin voință, prin autosugestii. Nu e atât de exercițiu permanent. Sub patronajul autosugestii, trebuia să mi se înțepenească piciorul drept și să întărească burta. Și atât am lucrat, era toamnă și era lapoviță și înghețau alea, că erau făcute din deșeuri, de lână. Așa, îngheța pe noi și dacă îndoiei cotul, se rupea, rămâne, ajungea în colonii zdrențuros, așa rupt. Și eu, tânăr fiind, și n-am mai putut suporta. Și atunci, că erau alții în vârstă care nici nu puteau exersa, le scăzuse și puterea voinței de a face un exercițiu ca asta. Și îndrumat și de doctori, atâta m-am autocoordonat și sugestionat încât am realizat somn, dar nu putem perioadă lungă. Și atunci am ieșit repede, că medicul civil era cel care o dă. Am ieșit, am pregătit așa cum am pregătit să intru pe fereastră când a trecut trenul, știi, așa pregăteam și o chestie din asta. Și gata, internare la Salcea. Atunci, unde eram, la Luciu Giurgeni, nu știu, că erau apropiate coloniile astea. Nu, eram la Stoienești. Și gata, am ajuns. Dar pe parcurs mi-a dispărut. Și la spital am fost primit de medicii deținuți. Era fratele actorului Antoniu, medic chirurg era. Era așa. Și Antoniu mă primește și începe a râde. Zice, măi, cum ai realizat? Domnul doctor, mă doare, băi. Și pe doctorul lacrimă care trebuia și el să mă vadă, l-a ținut de vorbă, că m-a preluat întâi Antoniu și a văzut despre ce e vorba și l-a ținut de vorbă și am trecut la examenul ăsta și am fost internat în spital. Și în felul ăsta am petrecut iarna complet. Că s-a pus problema acolo, am întâlnit pe doctorul Savu de la Vatra Dornic, când a văzut că sunt din Câmpulu, bă, băiete, bă, tânăr ești tu, cum facem noi să te mai ținem aici? El era medic radiolog, avea un hârb de... Dar era pe postul ăsta și era bucuros că stă, nu-i la dig, la expus 12 ore în timp afară, de afară. Și tocmai se ori îl transferase, ori se eliberase fostul asistent care făcea tratamentul bolnavilor care era prescris de doctorul Lacrimă, doctorul, împreună cu medicii noștri deținuți. Și cineva trebuie să le facă injecții și așa. Și lui ăsta, lui doctorul Savo, e bine ideea, bă, hai să faci tu tratamentul. Domn doctor, da, nu știu ce e, dai pe din gură, vezi de treabă. Hai să te vezi pe mine. Și mi-a dat seringă,
mi-a arătat cum se montează acolo la seringă, mi-a arătat cum se împinge serul, dar nu, era totul nou pentru mine, în sfârșit. Dar eram atât de îngrozit că și despre ea, dacă mă învăța cineva, învățam și ce trebuie să fac acolo. Și pe el, restul era injecții și împărțit pastile, medicamente. Ale era mai ușor, că citeai de pe foaie și le dădeai. Și alea nu trebuiau încurcate, puteai să-i dai loc de, eu știu, de un fel, dai altfel. Dar eram foarte atent și eram cel mai ușor la mână. Se minunau deținuții și mă preferau și făceau comparații cu cel dinainte, atâta de eu, de groază, de a pierde această ocazie. Dom'le, cred că m-am auto-instruit, m-am auto-ușurat, m-am auto-depășit de zeci de ori. Și am devenit felcerul ăsta, așa, și am stat până când m-o transfera, nu știu care a fost cauza, că s-a încheiat perioada asta de spitalizare, dar am păcălit pușcăria câteva luni, domnule, era enormă, era enormă. Da, trecuse iarna. Și iarna, da. Și puțin impresionant, dar ăsta, să mă rândesc, era un tânăr student, schelet, când a ajuns la Gherla, schelet. Eu v-am spus că s-a terminat în 54 cu asta, nu știu când s-a terminat, dar eu l-am întâlnit în 50, la Gherla în 56, în timpul, așa înainte de asta, de Ungaria. Și nu băgat, acum ne băga pe noi, ne pritocea permanent. I-au băgat în celul la noi, pe ăștia, Smărândescu. Știu că Smărândescu, când eu eram tânăr, când se uita la mine, zice că am corp sfânt. El săracul, în care a din tinetă, bătut, era un schelet. Și el când vedea un trup din ăsta neîntinat, zicea că e un templu. Și de la el, de când eram un mugure ascuns sub coaja aromită de crenguță, iubirea caldă a sebii m-a pătruns și m-am născut iubindu-te, măicuță. Atât țin minte de el, iar de Gheorghiță Săvel, avea un tic, avea nevoie de aerul liber. Se uita, căuta mereu o fantă la fereastră, apropiat de fereastră, cu toate riscurile, că n-aveam voie, atâta să privească cerul sau aerul liber, că uneori nu aveai perspectiva cerului. Aveai perspectiva aerului liber, imediat acolo. Dar nu cred că ne-au povestit. Uite despre Jdani, că tot în perioada aia. Țin minte cum se tânguiau ei și făceau comparații cu Gherla, și dar Săvel și cu ăștia erau taciturni și nu se văitau. Atâta țin minte cum ăsta, Săvel era mai retras, el era mulțumit să privească o fantă de libertate. Așa? Pe când Smărândescu zicea că corpul nostru este un templu. Și se gândea cum el nu mai poate beneficia de așa ceva, știți? Cam asta era. La, eram dincolo, era Vârcovul, la ruși. La un basarabenii noștri. Și vedeam bisericile lor, era o biserică foarte impunătoare cu acoperișul aurit.
Auzeam cu trac, propriu te recunoști. Noi eram detașați acolo din Bac. În călătorie, știu, iarna era cu Bacul. Ne-a dus să depănușăm glugile de porumb. Porumbul era cules, tăiat și strâns în glugi. Și noi luam, desfăceam glugile și găseam ștuleții și depănușam și depozitam într-un loc. Și așa stăteam, ieșeam din colonie, ori ningea, ori bătea vânt, ori ploua, era iarna. Așa nu conta și acolo ne aducea cu marmida o leacă de mâncare la mâncarea de prânz. Că aia de dimineață ți-o dădea, te scula la ora 5 dimineața, te scotea pe platou la ora 6, până la 6 îți dădea ceaiul ăla de dimineață ce îți dădea, și ieșeai pe platou și așteptai comandantul coloniei și dădeau ei raportul, se respectau ei între ei și se raportau dacă au avut evenimente noaptea și chestii, și el le ura spor la treabă. Așa. Și în brigăzi de 50 de oameni, însoțiți de 2 caralii, 2 câini, 4 ostași, plecam câte... Da. Ori era noroi, ori erau zăpadă, ori ploua, ori ningea, în coloane. Știu că eram cu niște profesori, era un profesor de filozofie, era neîndemânatic, nu știa nici să încalțe ca lumea. Și mai săracul, noi îl ajutam, era mai mic de statură și prin noroi îi ieșeau, dacă nu știi să te încalți bine, să nu, ieșea bocancul. Rămânea în noroi, rămânea în urmă, veneau câinii, săreau pe el, râdeau ăia, era un spectacol grotesc, extraordinar. Și în felul ăsta plecam la lucru și stăteai de dimineață până seara, indiferent de starea vremii. Ce șef de echipă aveați? Un deținut. Era un brigadier, așa se chema, la 50 de oameni. Și găseam sub glugi șerpi albi, mari. Și introduceam că carnea de șarpe este extraordinar gustoasă și usturoiată. Are gust și de usturoi. Și nici nu trebuie pârjoli prea mult la foc. Că îl pârjoleam o leacă și pielea lui se extrage atâta de priceput în felul de... Rămânea carnea lui albă pe un schelet minimal de oase cartilaginoase, cumva. Eu știu, nici nu mai țin minte ce fel de oase. Și la ieșirea din colonie nu te percheziona, la intrare te percheziona. Dar atâta băgam șarpe, că erau șarpe, luam câte un șarpe potrivit mâinii mele de aici, puneai pe după cap și băgai în mânica asta la altă și când mergeai acolo, știam și care te percheziunează mai bine. Știam absolut totul, domnule. Și ninghesuiam înspre ăla să vii la percheziunat, ca să nu-ți găsească șarpele, că era o nenorocire. Îți potoneai foamea cu carnea aia de șarpe, v-am spus, era o leacă mirosea gust de usturoi. Și îl pârjoream în baracă, dormeam în barăci unde aveam sobe cu lemn. Și stăteam la rând și acolo era un necaz mare. Că ca mine îmi făceau și alții. Și stăteam la rând și luai câte o masă copioasă. Răzav, era un eveniment. Nu prea puteai, că nici șerpi nu prea găseai permanent. Dar ei erau, iarna erau amorțiți, ei nu erau normali. N-aveau manifestări normale. Erau... Și nici... Uneori era așa de amorțit că nici nu-l omoram. Era inert așa.